Au venit la mare să se trateze și s-au îmbolnăvit de altceva. Cei 50 de turiști beneficiau de serviciile sanatoriului balneal din Eforie Sud, însă masa o serveau la un restaurant din localitate. Miercuri, după micul dejun, mai mulți turiști au acuzat crampă, scaune diareice și stări de vomă. Ce să mâncăm? N-am mâncat nici o zi, n-am avut pâine proaspătă. Adică poate să confirmi toți cursanții care fac parte din grupul ăsta, da. Ce să mai spunem? Am mâncat o ciorbă, am mâncat niște carne care ne gândeam noi că e alterată sau că... Da, de ce vă gândeați că e alterată? Dădea seama? Păi nu arăta nici așa bine carne. La fel, același simptome. Noi bănuim de la mâncare. De la mâncare. Cred că de la ou. Mi s-a dat o omletă, care era un pic mai dubioasă, așa. Și ca și conținut, ca și gust. Mai bună, dar... Da, mai... Era tocmai aspectoasă și tocmai... Și la gust. Dar am zis că, poate suntem noi mai sensibili, mai mofturoși, mai nu suntem obișnuiți cu gusturile. În urma investigațiilor, medicii au concluzionat că este foarte posibil ca pacienții să fie intoxicați cu salmonella. Dar de când am zis că dumneavoastră este... Ieri dimineață. Ieri dimineață. Păi și nu m-am dat la spital, nu? Nu, ne duce la spital, mi-a dat metoclopa, mi-a furat zaledon. Și mai puteți? A fost un pic mai bine, după aia iar... Măcar știți ce aveți? V-ați zis ce aveți? Nu știm nimic, măcar să ne spună ce avem, măcar. Nu mai plânge. În plus, o echipă a Direcției de Sănătate Publică a mers la restaurant pentru a preleva probe din mâncarea consumată de turiști. Direcția Sănătate Publică a fost anunțată încă din dimineața de ieri de această situație de către conducerea restaurantului. Specialiștii noștri s-au deplasat acolo, personal de la supraveghere, stării de sănătate și personal de la controlul în sănătate publică și au declanșat ancheta epidemiologică și măsuri în situația respectivă. Trei dintre turiști au rămas internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Și asta pentru că restul a refuzat monitorizarea, deși medicii le-au explicat oamenilor că sănătatea le poate fi pusă în pericol.